Salutare, dragi prieteni ai grădinii exotice. Astăzi vom discuta un pic despre un subiect destul de important pentru sănătatea noastră și pentru această nișă de cultivare a legumelor și fructelor. Astăzi mi-a venit un colet cu ceva elemente de stropit pentru dăunători și pentru boli. Și din această cauză aș vrea să vă spun câteva cuvinte și după să vă și spun exact ce avem aici. Produsele chimice vreau să vorbesc în primul rând, cele care le folosim în grădină. Văd din ce în ce mai mulți oameni interesați pe forumurile de legumicultură, pomicultură, pe grupurile de Facebook și în alte medii virtuale. Citesc și eu tot timpul, încerc să mă cultiv un pic și citesc mai ales din afară, din diverse regiuni ale globului. Și este această întrebare frecventă pe care o văd mai peste tot și cu precădere la noi în România, zici că e o modă pe toate forumurile, mai ales cei noi pun întrebarea cu ce stropesc. Cu ce stropesc roșiile, cartofii, vinete, pom, viță de vie, ceapa, usturoi. Mai nou am văzut că se întreabă cu ce stropesc pătrunjelul, mărarul, pentru a nu avea dăunători, burieni și boli. Răspunsurile, bineînțeles, sunt aceleași. De cele mai multe ori, cu chimicale, tratamente de bază specifice, scheme de tratament la fiecare 2 săptămâni sau chiar în fiecare săptămână în anumite cazuri, cu produse chimice pe care cred că dacă urmăriți canalul meu, presupun că sunteți puși la punct un pic cu ce se întâmplă prin agricultură. Și majoritatea s-a auzit de substanțele astea uzuale, Ovipron, Score, Calypso, Mospilan, sunt sute și mii de produse, nu știu. Ceea ce vreau să vă spun eu e o discuție despre aceste îngrășăminte și substanțe de tratament chimice. Și cât de mult rău fac acestea. O să fac și un video separat cu în care o să vă prezint pe larg elementele și substanțele active din toate produsele astea pe care le găsim, le întâlnim uzual în orice fitofarmacie și cât de rău ne fac nouă, sănătății noastre și inclusiv mediului, care ne afectează, după cum se știe, indirect pe zeci și sute de ani. Eu nu sunt de acord sub nicio formă cu stropirea și folosirea în grădinile mici, în grădinile de la țară sau eu știu, în grădinile mici, hobby, pasiune, pui ceva, cultivi ceva și te-a pus să dai cu tot felul de chimicale în speranța că va fi mai mare producția, vor fi mai frumoase fructele și tot așa. Este o prostie din punctul meu de vedere. Și vă spun și de ce. Nu sunt absurd să spun că să se folosească numai produse de combatere a bolilor și dăunătorilor, să se folosească numai produse bio, pentru că nu se poate acest lucru. Sunt livezile și plantațiile mari care nu își permit să producă fructe și legume decât dacă fac tratamentele de bază cu tratamentele chimice. Însă v-am spus, pentru grădinile voastre, dacă sunt mici și puteți, ar trebui să nu folosiți niciun îngrășământ și insecticid, pesticid, erbicid, ce mai vreți. Pentru că dacă aveți 2 pomi, 3 pomi, maxim 10 pomi, un petec cu căpșun, un petec cu zmeură, 10 fire de roșii, 10 de ardei, merită și este indicat pentru sănătatea voastră și a celor din jur să încercați cultivarea lor bio. Sunt pe internet o grămadă de rețete
de substanțe care combat dăunătorii și bolile, bio, nu sunt greu de făcut, doar că necesită o anumită mentenanță și un anumit nivel de lucru. Dacă ai un măr care îți produce 10 kg de mere și îl stropești cu tot felul de chimicale, de ce te-ai mai chinui să îl uzi, să-l tratezi, să-l sapi, să-l tai, să îl îngrijești? Când poți să cumperi 10 kg de mere din comerț care costă fix 30 de lei și în locul mărului pui ceva să țină umbră. Deci nu are niciun sens să folosiți chimicale dacă aveți o grădină mică, câțiva pomișori, pentru că puteți cumpăra fructele din comerț și nu vă mai chinuiți și au același nivel și cantitate de chimicale în ele. Din păcate, culturile bio nu sunt pentru toți, v-am zis, cel puțin este greu să menții ceva bio și atunci puteți doar pentru dacă aveți suprafețe mici. Costă mult mentenanța, implică zeci și sute poate de oră de trudă manuală și necesită o abordare isteață atunci când te apuci de cultivat. Sunt plante companion care repelează insectele, nu ai nevoie să stropești cu nimic. Sunt plante companion care omoară ciuperci, care omoară fungi. Eu știu, pomii se pot tăia foarte mici, sub diferite forme, pe spalier, care le permite să o îngrijire ușoară și fructe puține, dar de calitate. Adică le răriți, vedeți fiecare fruct în parte, dacă se așează ceva pe el, puneți niște pungi speciale. E anumită mentenanță. Pentru puține pomi sau, eu știu, legume, merită să încercați. Pentru că, sincer, dacă mâncați 10 mere pline de chimicale din comerț, nu au niciun gust, după cum știți, mai ales cele turcești, chiar grecești am văzut, sunt pline de diverse substanțe chimice pe care le folosesc ei acolo. Nu au niciun gust, sunt foarte frumoase într-adevăr, au piersicile, nectarinele, ați văzut ce frumoase sunt în comerț, dar nu au niciun gust. De ce? Pentru că se știe, flavonoizii și substanțele nutritive se distrug atunci când folosești elemente chimice pe o perioadă îndelungată. Pesticide, îngrășăminte, tot ce folosești, distrug în primul rând solul și distrug substanțele care sunt nutritive în fructe. Ele sunt pompate, sunt frumoase, arată extraordinar, dar gustul și substanțele nutritive care ar trebui să vă hrănească pur și simplu nu există. Și în afară de asta, vă provoacă și boli sau, eu știu, alte neplăceri. Cea mai mare problemă a celor care încearcă să cultive bio, cele mai mari și multe probleme și din cauza asta sunt descurajați, sunt dăunătorii și bolile. Cea mai mare problemă a sănătății omului, însă, sunt elementele chimice ingerate și respirate zilnic, pe care, din păcate, suntem nevoiți. Adică nu prea avem ce să facem în sensul ăsta, mai ales poluarea din aer, mai ales în orașele mari, dar asta e. Boala secolului, după cum știți, este cancerul. Și noi zilnic, fără să ne dăm seama și fără să acordăm o importanță, putem stimula celulele canceroase și apariția bolilor. Acum ceva timp, acum câțiva ani, urmăream diverse cercetări științifice care ne expuneau importanța unei alimentații bio în lupta cu cancerul, cât de bune sunt fructele și legumele proaspete, care sunt crescute și cultivate în sistem ecologic. Însă astăzi, cel puțin acum, cu siguranță, este dovedit științific că în lupta cu cancerul, toți specialiștii și doctorul din domeniul oncologic prescriu, în afară de medicamentație și ce mai aplică în lupta cu cancerul, eu știu, diverse în diverse stadii
ale bolii, se aplică și o alimentație obligatorie zilnică, numai pe bază de fructe și legume ecologice bio. Puțină carne și am impresia că lactate deloc, care provin numai dintr-un mediu bio. Acum este foarte costisitor tratamentul și contra cancerului, dar din păcate trebuie să avem o alimentație adecvată, altfel ne îndreptăm toți către același final. Noi am încercat în grădina pe care o avem, care se află undeva lângă București, are terenul de 400 de metri pătrați, însă cultivăm doar o parte din el, pentru că dorim să construim și o căsuță și spațiul nu permite chiar să cultivăm tot terenul. Însă facem lucrul ăsta de vreo 4-5 ani, însă în viitor apropiat sperăm ca 50% din fructele și legumele pe care le consumăm zilnic, măcar pe perioada verii până în iarnă, să le consumăm din grădina noastră. Bineînțeles că și pe perioada iernii putem să punem compoturi, dulcețuri și alte, să prelucrăm și să băgăm la congelator. Ne luptăm tot timpul cu buruieni, pentru că nu folosim erbicide, nu folosim absolut nimic chimic și, cum v-am zis, necesită o mentenanță mai anevoioasă. Folosim folii agrotextile pentru că se pun foarte ușor și sunt destul de ieftine pentru înăbușirea buruienilor. Folosim mulci pe cât posibil. Reciclăm, să zic așa, nu știu dacă folosesc termenul corect, reciclat, dar folosim tot materialul vegetal, de la pom, de la plante, să facem mulci și îngrășământ organic. Cumpărăm paie, folosim și gunoi de grajd acolo unde se poate și când găsim la cineva care știm că nu, eu știu, nu folosește substanțe chimice prea des sau deloc. Din păcate, anul acesta, de obicei foloseam rețete de insecticide și pesticide în casă, însă anul acesta, cu pandemia și pentru că nu am putut să mai ajungem la grădină, va trebui să aplicăm, bineînțeles, un tratament, tot bio, și am zis să încercăm niște produse naturale de care am citit în prealabil, din comerț. Nu vreau să le fac reclamă, nu vă spune nici firma, probabil că o să se vadă. Le-am luat, nu vă spun de unde le-am luat online. Însă vrem să vedem ce rezultate au și acestea, pentru că nu ne mai permitem să aplicăm acele tratamente cu soluții făcute de noi, pentru că acelea trebuie aplicate zilnic sau la 2-3 zile maxim. Pentru că nu au putere atât de mare, ca nu au substanțele active atât de concentrate făcute de noi. Adică cu alcool, cu, eu știu, mai foloseam cu usturoi, cu diverse substanțe, cu tătăneasă. În fine, sunt o grămadă de rețete care le găsiți și pe net, o să încerc și eu să pun câteva. Am ajuns și la partea în care vă prezint produsele. Și vom merge la grădină zile viitoare, presupun că în weekend. Am văzut că avem o infestație foarte mare cu afide și acarien pe alocuri, dar afidele sunt problema tuturor, presupun, la pom, că toți știți că afidele ne dau bătăi de cap foarte mare. Și pentru afide am luat cu un produs cu ulei de nim, nim oil, care este foarte bun. Am văzut că se folosesc aceste produse cu, nu neapărat acesta, dar produsele pe bază de ulei de nim. Se folosește foarte, foarte mult în culturile bio și ecologice. Acesta conține, se numește oleorgan, este acesta. Acum nu ne interesează firma neapărat. Puteți să găsiți, să căutați, să găsiți, dacă vă interesează. Eu o să vă spun și de produsul respectiv după ce stropești și să vedem dacă dă rezultate. Din păcate, produsele astea pe care le-am cumpărat din comerț sau care le cumpărăm sunt destul de scumpe față de cele cu care suntem învățați chimice.
Este și normal pentru că sunt făcute din extracte naturale, de plante, de fructe și atunci necesită un procedeu mai costisitor și ele sunt mai scumpe. Spre exemplu, pe acestea, cred că o singură sticluță este în jur de 180 de lei sau 200 de lei. Nu o să folosesc mereu, o să folosesc doar anul acesta și să văd și ce rezultate dau. Pentru că nu avem timp să mergem la grădină și acestea se aplică tratament la 5 zile, după care se repetă la 14 zile. O să încerc să dau acum o dată contra fidelor și am o problemă cu lamuri, cu pătarea violacee, dacă nu mă înșel. Și mana la vița de vie. Avem 5 viți, 5 fire de viță de vie, 5 plântuțe și al doilea an trebuie să le dăm cu ceva. Eu le dădeam cu piatră vânătă, care și aceea, nu piatră vânătă, sulfat de cupru, care și acela este bio. Sau cel puțin este încadrat la substanțele care se pot folosi în cultivarea ecologică. Așa, să trecem la acest produs. După cum v-am zis, se numește oleo organ. Are un litru. Așa, să vedem ce scrie pe el. Nu ne interesează producător. Se dă foliar, 300 de mililitri la 100 de litri de apă. Deci dacă aveți câțiva pomi, o să vă ajungă o perioadă bună de timp. Are garanție de valabilitate 2 ani. Și eu pe acesta o să-l folosesc pentru afide. El se mai folosește pentru musculița albă, trips, larvă minieră, tuta absoluta, cu care sunteți familiar, presupun, mai ales dacă puneți un solar sau așa, omide, care o să facă probleme și o să infesteze săptămânile care vor veni, moli, păduchi, viespi. Conține 40% ulei de nim, ceea ce este foarte important. Uleiul de nim, v-am spus, este foarte bun. Dacă găsiți concentrație mai mare, ar fi și mai bine, dar trebuie diluat. Nu provoacă niciun stres plantelor acest produs, cel puțin așa zic ei, pentru că este 100% natural și bio. Preventiv se fac două tratamente la 10 zile, cum v-am zis, la 14 zile. Curativ, dacă atacul este puternic, cum am eu la afide și o să vă arăt în grădină cu ce mă lupt, voi face două tratamente la interval de 4 zile. Acesta este și biostimulator pentru plante și se cunosc doar efecte pozitive, zic ei, deci nu există nicio problemă și nu există posibilitatea de a arde plantele sau a da o toxi, nu știu exact cum se numește denumirea, și să arde, să distrugeți plantele. Deci ăsta l-am luat special pentru afide și, din păcate, o să vă arăt, afidele sunt destructive. O să vorbim și de afide, ce fac furnicile, de fapt, toată lumea zice că sau caută ceva pentru a omorâ furnicile. Furnicile doar transportă ouăle de afide, au și ele partea lor de vină, însă nu cu ele trebuie să ne luptăm, ci cu ouăle și cu adulții care zboară din pom în pom și atunci infestația este mult mai mare. Îl dăm deoparte. Următorul este funres. Se numește funres. Acesta l-am luat special pentru muri. Am în jur de 10 fire de muri. Anul 3, dacă nu mă înșel. Sper să nu am pus mai multe, luate mai multe perioade. Tot un litru. Este un echivalent al fungicidelor chimice. Acesta este 100% bio și natural, nu dăunează mediului înconjurător pentru că îi lipsește toxicitatea chimică. Se bazează pe un amestec de două extracte naturale care se combină pentru stimularea sistemului de apărare în primul rând și septic împotriva bacteriilor și fungilor. Fungii sunt de fapt niște bacterii. De fapt, niște ciuperci, îmi cer scuze. Acest produs conține 60% extract de mimoza tenuiflora. Mimoza asta, dacă știți, plântuța
Temiflora este din aceeași familie cu mimoza aia pe care dacă pui mâna se închid frunzele sau se strâng. Cred că ați văzut-o. E un copac care crește și se extrage această substanță activă și se fac produse antifungice chiar și pentru om, pentru tratarea pielilor, leziunilor. Se mai numește chiar și copacul pielii, este antiseptic și calmant. Și 20% substanță activă extract din citrice. Foarte important, foarte bune sunt. Se extrag din coajă și din sâmburi substanța activă și este repelant, adică împiedică anumite insecte dăunătoare să vină să lezeze planta. Ceea ce vreau să precizez sunt 100% cum să zic, nedăunătoare. Nu face nimic să lezeze albinele, gărgărițele, buburuzele, sunt mai multe, în prospectul lui spune exact care sunt acelea. Acesta, în mod deosebit, eu l-am luat pentru pătarea brună violacee, mi-am adus aminte cum se numește acea boală de la muri, dar se poate folosi și o să-l folosesc și pentru vița de vie, pentru mană. Se mai folosește pentru făinare și mucegai, pe care, bineînțeles, dacă aveți pomi, cu siguranță o știți. Diverse bacterioze, moniloza, rapăn și bășicarea frunzelor, care se produce la piersic și nectarin. Din păcate, am încercat să iau niște piersici și nectarini rezistenți la bășicare. Sunt anumiți pomi, dar anul acesta am văzut că au bășicarea frunzelor, întortocheala celor frunze și îngroșarea lor și o să stropesc tot cu ăsta. Sperăm că are efect. Dacă nu, o să folosesc tot produsele mele în toamnă pe care le facem în casă să scăpăm de bășicarea frunzelor. Anul acesta vom vedea ce efect are asupra grădinii, dacă vă mai lua altă dată, dacă vă indic să luați, eu știu, dacă vreți și dă rezultate cu siguranță și voi puteți să folosiți. În afară de astea două produse, 100% bio, am mai luat și acest insecticid, este un insecticid de contact, se numește Laser. Am stat un pic în dubiu, nu credeam că este bio, dar se pare că se folosește în plantațiile ecologice și este încadrat de Uniunea Europeană la tratarea în plantații ecologice și bio. L-am luat pentru că la coacerea fructelor am probleme cu viermi, cu la cireș, cu musca cireșelor, viespea cireșelor, viermele prunelor, viespea semințelor, tripsul californian, musca minieră a solanaceelor. Deci chestia asta este pentru acești dăunători care fac ravagii în fructe. O să-l folosesc și pe acesta, dar doar pe un pom, pentru a vedea efectele. De obicei, la fructe, eu le îmbrac, încerc de anul acesta să le îmbrac în niște pungi. Fiecare fruct în parte se leagă într-o punguliță și nu va mai fi înțepat de dăunător, va crește cât de cât nelezat și la sfârșit când se coace, cu o săptămână înainte de recoltare, îl desfac și îl încerc să-l las așa. Ce să vă zic, o să încerc, v-am spus, să folosesc produsele și următorul filmuleț o să vă arăt stropirea efectivă. O să vă arăt și pomii pe care eu i-am atacați de afide. A fost foarte violent atacul din anul ăsta. Și să sperăm că nu va ploua în perioada ce urmează, măcar 2-3 zile, pentru a-și face efectul. Ne auzim la livadă, la grădină și vom vedea exact, vă voi prezenta și pomii și ce mai am pe acolo.
Toate bune vă doresc, prieteni. Nu uitați că puteți și bio, încercați pe cât se poate și bio, pentru că este păcat să ne îmbolnăvim. Oricum ne îmbolnăvim și nu putem controla chiar 100% din ceea ce mâncăm. Dar dacă mâncăm un fruct eco de la noi din curte, va avea cu un gust cu totul diferit față de cel din comerț și măcar încercăm să facem o schimbare pentru mediu și pentru noi. Nu vreau să fac reclamă, v-am spus, nu știu cum sunt produsele, nu vă îndrum să cumpărați, eu le-am luat și încerc să le folosesc, să văd exact despre ce este vorba, sunt destul de scumpe și cu siguranță găsiți ulei de nim separat, îl puteți combina cu apă, cu alcool, cu săpun lichid bio și puteți face dumneavoastră o rețetă, numai că eu nu am avut timpul necesar. Din păcate și o să încerc și eu anul acesta. Toate cele bune vă doresc, prieteni, să ne reauzim cu bine, până data viitoare, să fiți sănătoși, este cel mai important și să faceți ceva totuși și pentru natură și pentru sănătatea dumneavoastră.